ficar sempre a protestar-me liniștit, deci nu cu fin violentă, prin moduri violente de a ne manifesta. Încercăm să sensibilizăm în continuare primăriile datoare ca să-și plătească taxele către primăria Copșanică, la rândul care, ca urmare a acestor plăți, ne putem zica primi și noi salariile. Din ce am înțeles, acum o lună salariile s-au plătit în urma unor sponsorizări, deci chiar e o problemă, până la urmă. Da, deci a fost o problemă foarte serioasă. În urma unor sponsorizări a unor oameni de bine din localitate, am reușit să primim salariile la zi. Dar, în continuare, există problema prin neplata acelor datorii de către primari, ca luna ianuarie să nu ne primim salariile.